Managerul Spitalului Județean Vaslui, Ana Rinder, are coronavirus și a fost adusă de urgență la București cu elicopterul. Femeia și fiul său au fost la mare cu fica ambulanțierului, care a plecat pe litoral fără să aștepte rezultatul testului COVID. Cei doi se aflau de o săptămână în izolare fără simptome, până când noaptea trecută s-au simțit brusc rău. În România au fost înregistrate astăzi 1215 cazuri noi, 35 de oameni au murit, iar 485 sunt la terapie intensivă. Managerul Spitalului Județean Vaslui, Ana Rinder, a fost la mare împreună cu fiul său, unde s-a întâlnit cu fata ambulanțierului, care a aflat săptămâna trecută că e pozitivă, abia după ce a ajuns la Costinești. Cei doi adolescenți sunt prieteni apropiați. Imediat ce a aflat rezultatul fetei, Ana Rinder a urcat în mașină și s-a întors cu fiul său acasă. Au stat în izolare o săptămână fără simptome. Seara trecută însă, ambii au început să se simtă rău. Medicii au decis să o transfere de urgență la Spitalul Matei Balș. S-a simțit foarte rău de dimineață și a fost adusă la UPU. Femeia a urcat în elicopter pe propriile picioare. Doamna Ana Rinder a fost la Spitalul Vaslui, a fost evaluată și cei de acolo au decis solicitarea unui elicopter pentru a fi transferată la un spital din București. În această după-amiază a sosit și rezultatul testului COVID pentru Ana Rinder. Da, e pozitiv. Așteptăm rezultatul la testul băiatului doamnei manager. În total, 12 dintre cei 30 de tineri care au fost la Costinești sunt infectați. Ancheta epidemiologică înaintează greu. Este destul de dificil, având în vedere numărul de copii care au fost plecați, faptul că la o primă discuție nu își pot aminti și nu dau toate informațiile cu privire la contactii pe care i-au avut. Autoritățile din Vaslui au trimis săptămâna trecută microbuze ISUS să-i aducă acasă din Costinești. Ascultați tot, da? Carantinarii seamă în casă, nu iese nimeni, nici măcar cu scarabocuri. Da. Nu intră nimeni, nu iese nimeni. Pe bune, voi la un moment dat nu aveți simptome. Dar nu se știe ce va urma. Odată ce a aflat că fiica lui e pozitivă, ambulanțierul a plecat cu mașina de serviciu să o ia de la mare, aproape 800 de kilometri dus întors. Mai mult, în loc să o ducă la spital, ambulanțierul a dus-o acasă. Familia fetei are acum dosar penal. Polițiștii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Cercetările se efectuează în REM, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui. Azi, județul Vaslui a înregistrat cel mai mare număr de cazuri pozitive într-o singură zi de la începutul pandemiei. 113 și se îndreaptă vertiginos spre pragul de 3 infectați la 1000 de locuitori.